Începuse bine programul de lucru că deja la ușile casei județene de ajutor reciproc peste 30 de persoane așteptau miercuri dimineață să stea de vorbă cu cei care se ocupă de soluționarea cererilor pentru împrumuturi realizate prin CEAR. Nici măcar gerul nu i-a ținut acasă pe bătrânii veniți chiar și din alte localități ale județului ca să obțină acești bani. Cu carnetele de membri pregătite, pensionarii, dar și câțiva salariați așteptau la rând la ușa casieriei pentru a-și ridica banii de care, spun ei, au atâta nevoie în perioada sărbătorilor de iarnă. La noi, în perioada aceasta, vin 50-60 de pensionari la împrumuturi. Împrumuturile sunt în valori mai mari. Dacă unii și-au asigurat din timp sursa de încălzire pentru această iarnă și au obținut împrumutul de la CEAR încă din vară, alții, în schimb, au ales să facă împrumuturi mai mari în această perioadă. Sunt foarte mulți giurgiuveni care au și până la 7.000 de lei, de altfel aceasta fiind suma maximă acordată de Casa Județeană de Ajutor Reciproc. Cei din Giurgiu primesc a doua zi banii după stabilirea formelor, iar cei din județ, care sunt cam 5.000 de oameni, 6.000 de oameni, primesc banii în aceeași zi. Se reține dobânda, care este de 7%, cea mai mică din România. Pentru un împrumut? Da, pentru un împrumut. De unde sunt? Din oraș, din Giurgiu, da. Și pentru ce aveți nevoie de bani? Păi vin sărbătorile și pensia așa mică cum e. Și cât ați solicitat? 25 de milioane. Și când îi primiți astăzi? Astăzi, da. Pentru nepoți, pentru copii? Nu, pentru nevoi personale, pentru mine, practic. Împrumut. Pentru nevoi personale. Acum că vin sărbătorile? Sau? Și una și alta, și datorii și toate astea. Da. E bine cu pensionari, că altfel n-aveai 100 de împrumuți, n-aveai 500 de ani, noi nu mai avem dreptul la bănci. Și la bănci ce făceam? Cât era dobând? Pentru sărbători, normal, da. Nepoți, copii? Păi da, mai ales că vine Sfântul Nicolae acum. Pentru ghetuțe. Categoric. E bucuria noastră. Și nu trebuie să treacă anul fără ceva ghetuțe. O să vină sărbătorile. Ați mai împrumutat? Bineînțeles. De la Goștinu. Și cât ați împrumutat? 20 de milioane. Vechi. Da, am mai avut împrumut până marți, am terminat și mai iau, că nu s-a ajuns de bani. Și pentru ce? Să iau lemne de iarna. Credeam că pentru nepoți, pentru sărbători. Lasă că nepoții să-și ia. Când iau pe ei, tot îmi scoate de mână. Peste 16.500 de giurgiuveni sunt membri active ai Casei Județene de Ajutor Reciproc. În jur de 6.000 de persoane provin din mediul rural, iar restul din municipiul Giurgiu. În alte 19 localități din județ funcționează în prezent câte o agenție teritorială în care giurgiuvenii pot apela în situații critice.